6.000 de copii ce provin din familii nevoiașe din județul nostru se vor întâlni zilele acestea cu Moș Crăciun, având în vedere actualul context epidemiologic și măsurile care se impun pentru evitarea răspândirii virusului COVID-19 și faptul că unitățile de învățământ sunt închise în această perioadă, Consiliul Județean Călăraș a propus ca desfășurarea proiectului Clinche de Argint pe Aripi de Colind al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș să se desfășoare anul acesta prin intermediul parohiilor din județul Călăraș. Astfel, proiectul se va desfășura cu respectarea măsurilor privind distanțarea fizică, continuând totuși tradiția de a aduce o mică bucurie micuților care provin din familii fără posibilități financiare. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Protopopiatul Călăraș, Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu, Muzeul Dunării de Jos și este finanțat de Consiliul Județean Călăraș. Biblioteca Județeană Călăraș, Muzeul Județean Călăraș, Centrul Județean de Cultură vor fi prezenți în fiecare localitate, în fiecare sat, cu Moș Crăciun. Va veni Moș Crăciun pentru copiii nevoiași ai județului Călăraș. Și aici acest proiect e proiectul județului Călăraș. Cum am spus mai devreme, cum au spus și parlamentarii aleși, aproape de oameni pentru un trai mai bun. Asta a fost deviza partidului, asta va fi deviza noastră ca echipă câștigătoare a alegerilor din 27 septembrie și a parlamentarilor din 6 decembrie.